Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre înțelepciunea poporului din Indochina și proverbele lor. Cine se arată prea plin de el, e gol pe dinăuntru. Și înțeleptul când vorbește mult, te plictisește. Dacă soțul e înțelept, soția e ascultătoare. Să nu înghiți fără să mesteci, să nu scoți o vorbă fără să gândești. Oul nu se așează pe marginea mesei. Femeia necăsătorită, barcă fără cârmă. Adevărul, ca și un medicament amar, e neplăcut, dar vindecă. Chiar ploaia măruntă, dacă ține mult, poate provoca inundație. Niciodată nu mai poți aduna orezul împrăștiat până la ultimul bob. Acoperă-te din partea din care bate vântul. Găina nu poate vesti zorile. Un singur deget nu poate să prindă puricele. Banii sunt gunoi. Adevărul e aur. O mâncare bună o ții minte mult timp. O jignire o viață întreagă. Dacă mănânci fructe, gândește-te la cei care au sădit pomii. Nu vede noroiul pe picioarele sale, dar îl arată pe picioarele altuia. Femeia acceptă sex anal dacă are încredere deplină în partenerul ei. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.